Au fost nenumărate cazuri în care oameni nevinovați au pierdut viața din cauza unor șoferi inconștienți care au consumat alcool înainte să se urce la volan. Păi cum, mă, dacă ai băut, ce-i mai cauți la volan? Lasă volanul acasă și bea cât vrei. Se pierde din reflexii, din control, din reacții, din... Categoric sunt împotriva celor care beau la volan. Nu toți cred că această campanie îi va determina pe șoferi să respecte legea. E bună și campania asta cu mașina aceea pusă acolo, dar în general cred că poliția rezolvă. Consumul de alcool constituie infracțiune și se pedepsește în unele cazuri cu închisoarea. De la începutul anului și până în prezent, pe raza județului Sibiu s-au produs un număr de 3 accidente rutiere grave, în urma cărora 3 persoane au fost rănite grav și o altă persoană ușor, ca urmare a consumului de alcool de către conducătorii auto. Tot în această perioadă, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Sibiu au constatat un număr de 87 de infracțiuni privind conducerea unui vehicul pe drumurile publice, având o alcoolemie peste limita legală și... De asemenea, au fost reținute un număr de 145 de permise de conducere pentru consum de alcool pe o perioadă de 90 de zile, aceste fapte reprezentând contravenții. În cadrul campaniei, polițiștii vor organiza mai multe acțiuni care au ca temă consumul de alcool. Mesajul campaniei este clar. Dacă ai băut alcool, nu urci la volan. Tocmai de aceea am creat mașina Politaxi, adică o mașină jumătate taxi, jumătate mașină de poliție. Așadar, conducătorii auto au posibilitatea, dar și datoria de a face alegerea corectă, aceea de a chema un taxi. Dacă urci la volan după ce ai consumat alcool, te poți întâlni cu poliția, poți să fii amendat, poți să fii arestat sau consecințele pot fi mult mai grave. Campania va continua în Cluj, București și Constanța.